Haideți să vedem împreună ce se ascunde într-un sistem de ventilație cu recuperare de căldură, ce mizerie, ce baguri, ce probleme sunt și cum să aveți grijă la curățenie. Acest material video îl facem cu suportul prietenilor de la Bosch care ne-au dat pe mână o cameră de inspecție, un JIC120C, este o cameră cu fir care ne permite să băgăm camera asta mică de aici prin diverse locașuri ascunse și să vedem ce se află pe acolo. Camera de inspecție este una destul de simplă și compactă, micuță de fel, ușor de ținut în mână, e din gama Professional JIC120C, 120 vine de la lungimea cordonului, este un cordon flexibil care are în vârf o cameră mică și un LED. Cea mai de ajutor funcție este de fapt îndreptarea imaginii, pentru că acum, indiferent cum rotesc camera din vârf, imaginea mi este îndreptată în planul meu de vedere. Suntem în camera tehnică, este o casă pasivă, va fi certificată în standard de casă pasivă plus pentru că este acea casă cu țiglă solară pe acoperiș și în spatele meu este unitatea compactă de ventilare și partea de distribuitoare. Și acum Nandor a desfăcut cutia de distribuitor, aici se adună toate tubulaturile, practic asta este magistrala, așa Putem numi, adică conducta, de, conducta principală, și acolo sunt toate conductele adunate din casă, și aici putem să vedem ce se strânge, ce a ajuns până aici. Salutare, sunt Nandi ghidul vostru în instalații. Deci, tuburile sunt îs... curate, cum se vede și pe imagine. Praful mărunt de la Glet nu se vede, dar îți poți da seama de depunerile care ar fi, se vede cât de, cât de curat e pe partea de jos, dar Praful foarte fin, nu o să-l poți observa, dar ai un indicator foarte bun în, în filtrul uh, unității, și atunci acel filtru o să zică ce anume are, și când se depune mai mult în filtru, deja poți să-ți dai seama foarte bine că o să ai mai mult praf în casă. Bun, și acum deschidem și distribuitorul pentru evacuarea aerului. Cum am dat jos capacul, deja avem praf pe distribuitor. Se vede și în tub depunerile care sunt. Cu cât tubul are, are mai mult riflaș pe lateral, cum încep să-l mișc, se vede cum se desprinde de pe, de pe marginea lui. Se vede pe partea de jos, față de tubul anterior, că avem un strat fin de praf. De -ar veni Aceste tuburi se vede că trebuie curățate, așa că înainte de a se muta clientul trebuie să facă o curățire amplă Pentru asta recomandarea lui Marius, cum era mai înainte, astupați, scociuiți frumos fiecare ieșire, fiecare capăt de tub Ca în timpul șantierului să nu vi se întâmple uh, acest lucru, uh, pentru că e un praf foarte fin de care o să scăpați destul de greu am ajuns și la următoarea casă, o casă construită în Cluj-Napoca, în care clienții stau de un an de zile. Se vede că tubul e frumos. Clientul ne-a spus că după șase luni de mutare a, -a schimbat filtrele, după care, acus trei luni, a aspirat filtrele nou puse. Actualmente, suntem cu un filtru folosit trei luni de zile în centrul Clujului. Și tuburile, cum se vede, îs curate. Ce inspecție am mai făcut noi și chiar Claudiu a folosit o astfel de cameră în timpul șantierului lui când s-a făcut test de tanșeitate în casă, acel test prin care se suflă casa cu uh, ușa suflantă. Mai pot să apară diverse defecte la membrană. Uite acolo bariera de vapori, profilul de gips carton, atunci când fac acest test de tanșeitate, bariera îmi suflă pe acolo, văd că fârfâie pur și simplu bariera. Aici se vede și mai clar. Uite lipiturile de, uite scociul de lipire, uite bariera de vapor lipită pe cosoroabă. Acum testul s-a refăcut și toate aceste lipituri au fost corectate. Adică sunt zone în care Claudiu a dat chips cartonul jos ca să facă astfel de corecții. Uite. Desigur, pentru a evita nevoia unei astfel de inspecții, ar trebui să verifici vizual bariera de vapor înainte de a pune gips-cartonul. Apoi, la instalații, există această modă a bazinelor de toaletă încorporate în perete, și aici ce probleme pot să apară în timp. Aici, rezervoarele ele, ele au o izolație exterioară. Implicit, condensul nu ar trebui să apară pe interiorul lui, dar. Mecanismul din interior poate să se defecteze. Putem vedea depuneri de praf la fel. Avem, s-ar putea ca presetupa de jos să fie colmatat din cauza prafului ăsta fin, care odată ce o să fie în rezervor apă, o să se depună și mai tare. Garnitura din partea de jos deja se vede care depuneri, s-ar putea să aibă și mai multe, mai ales dacă noi folosim o apă, de exemplu, de la o microstație de purare, care o reîntoarcem pentru a face o economie de apă, s-ar putea să avem niște depuneri în rezervor și ar trebui în timp să vedem dacă apar aceste depuneri sau nu. Așa că, periodic merită făcut o astfel de inspecție din când în când. Tu unde mi-ai folosit o astfel de cameră? Eu, eu cred că defecțiuni pe partea de instalații apar în sifone rigole, uh, gene cu siguranță. După aceea pe lângă casă mai poți avea atâtea locuri mici în care vrea să ai acces, ai poate o, o țeavă, îți curge, dar se vede că s-a prelins pe țeavă, dar nu-ți dai seama exact unde. Îți pui mâna, dar parcă totul e umed. În primul rând, o astfel de unealtă trebuie să fie în toolbag-ul oricărui instalator, profesionist. În casă poate să vină să verifice. Camera, de fapt, ea, ea poate fi scoasă pentru că este plug and play și de aici poți să vii cu un accesoriu și mai lung dacă ai nevoie pentru a ajunge în locuri mai complicate, ușor de folosit. Îți ia un pic de timp până te obișnuiești ca dexteritate pe să șerpuiești șarpele prietenul instalatorilor. Dar altfel, fiind color și are o imagine de rezoluție destul de bună, poți să vezi, vezi bine în, într-o instalație. Periodic a trebuit făcut o astfel de inspecție într-o casă, în primul rând, pe sistemul de ventilare. Categoric, în timpul șantierului trebuie mascate toate aceste găuri, după ce a făcută inspecția, a făcut o curățenie mecanică. Pe sistemele de ventilare nu putem să facem curățenie cu abur, că poți să topești multe dintre instalații, că sunt multe garnituri de plastic. Putem să facem, în schimb, o curățenie cu o zonificare. Cu o zonificare, da. Peria cu care am face curățarea am putea introduce în apă ozonizată în care să băgăm peria și așa să recurățăm Totul, pentru că s-ar putea să fie prafin fin care nu a ieșit. Sunt curios voi cei care lucrați pe teren ce alte unelte de inspecție folosiți sau ce alte unelte vă sunt uh, uh, utile. Am fost Nandor și Marius din categoria inspectori în construcții și v-am arătat cum se mai fac niște inspecții punctuale în construcții.